Precum am zis, această variantă. Haideți să lăsăm șansa de viață. Da? Eu, de însă, ce vă întreb, domnule Lupu? Categoric... Se duc sau nu la ziua de astăzi negocieri cu Partidul Comuniștilor? Nu se duc, asta și este. Dar, din nou, repet că mie mi-ar plăcea foarte mult ca această teorie sau acest scenariu să fie scenariul de bază. Fiindcă, în acest caz, Partidul Democrat, în fond, este, din nou, de către alte partide, transformat într-un centru, da, de atenție și centru de negocieri. Mie, ca și președintele acestui partid, mi-ar plăcea foarte mult o asemenea situație, ca să fie competiție și bătălie între partide politice, cine face alianță cu Dar Partidul poate dimpotrivă, centrul este Partidul Democrat și acum se duce bătaia pentru cine va face coaliție cu Partidul Democrat. Eu totuși gândesc că este categoric prematur să discutăm orice scenarii serioase privind coaliții, pe un simplu motiv, că noi avem în față scrutin electoral. Atâta timp cât noi nu avem decizie electoratul, atâta timp cât nu avem un rezultat concret, care partide, ce număr de voturi va lua fiecare partid, fiecare în parte, toate aceste discuții, da, ele merită sens, ele au rost, dar totuși rămân a fi destul de ipotetice și teoretice. Eu totuși insist asupra faptului că ceea ce se întâmplă în cadrul PCRM-ului, odată cu depunerea mandatului de deputat, această acțiune nu se bazează doar pe niște dorințe, idei despre eventuale coaliții sau nu. Lucrurile, mie îmi parcă, sunt mult mai serioase și anume aceste lucruri serioase, divergențe serioase, ideologice. Să nu uităm că totuși există aripa foarte agresivă, aripa care a pledat și pledează pentru măsuri radicale de destabilizare a situației în cadrul PCRM-ului, există aripa mai soft, aripa de oameni care au o gândire mai rațională, sunt mai calm. Eu sunt absolut sigur că aceste divergențe, discuții foarte puternice și serioase au adus la situația pe care o avem. Vă întreb ca pe lider al Partidului Democrat. Partidul Democrat exclude sau nu exclude posibilitatea de a forma o coaliție cu actualul Partid al Comuniștilor? Bine, să începem pe rând, să le luăm pe rând. Întâi de toate, atunci când ascultăm declarațiile unor politicieni care se fac în studio, aceste declarații au o menire. Ele vin ca și mesaje. Pe alocuri aceste mesaje vin către telespectatori, pe alocuri aceste mesaje sunt transmise către alte partide. Și de cele mai deseori, din propria mea experiență, dar gândesc și dumneavoastră, aveți bună cunoștință aceste experiențe, lucrurile care sunt declarate nu neapărat au menirea sau au scopul pe care, de o manieră naivă și foarte banală, primitivă, cineva ar putea să le înțeleagă. Haideți să vă explic eu cum văd eu această declarație a domnului Vorun. Întâi de toate, când liderul PCRM iese și spune, iată, noi vrem și suntem gata să facem o alianță cu Partidul Democrat. Știți cum văd eu scopul Nu cu tot partidul, acesta? Apropo, a făcut o precizare. Nu cu tot partidul, nu cu oligarhii din Partidul Democrat. Deci, întâi de toate, haideți să nu uităm niște declarații recente a domnului Voronin, care a spus că el este gata să facă alianță cu Partidul Democrat și cu președintele de onoare a Partidului Democrat. Da, care este sensul asemenea declarației? Sunt încercări, din punctul meu de vedere, destul de stângace. Se bage niște zâzane, se transmit niște mesaje, să încerce să ne pună noi acolo la Partidul Democrat, să ne supărăm unul pe altul. Însă eu, din acest studiu, vreau să dau un răspuns, stimatul domnul Voronin, să știți că în conducerea Partidului Democrat sunt oameni mult mai inteligenți și suficient de experimentați ca să nu înghețim asemenea momele destul de ieftine. Doi la mână, când un politician, lider de partid, spune așa ceva, care ar fi rostul sau care ar fi perceperea electoratului de stânga? A, păi asta e, dacă ei vor face alianță cu Partidul Democrat, oricum, da, vor fi un tot întreg la guvernare, de ce să mai votăm noi Partidul Democrat? Atunci votăm Partidul Comuniștilor. Eu am asemenea experiențe în spate și vreau să vă zic că eu simt că sunt aceleași scopuri și aceleași mesaje și eu văd după gesticulația domnului Boțan că înțelege foarte bine toate aceste jocuri și toate aceste trucuri.